sunt tineri frumoși și îndrăgostiți de muzică. Chiar dacă formează o familie frumoasă și sunt împreună de ani buni, Sandu Leahu și Liliana Soric se iubesc cam prima zi. Muzica este cea datorită căreia s-au cunoscut și cu care trăiesc până în prezent. Mai multe detalii despre viața lor personală, dar și profesională, aflați în materialul ce urmează. Cine joacă-n băspăluța, mi se sărută gurița, măi mari. Cine joacă-n băspăluța, mi se sărută gurița, măi mari. Dragostea, talentul și pasiunea față de muzică sunt câteva dintre cuvintele care îi caracterizează pe interpreții Sandu Leahu și Liliana Soric. Pe lângă faptul că formează un cuplu frumos și o familie reușită, aceștia găsesc timp și pentru creație. Muzica este cea care i-a unit și cea care în continuare le leagă destinele. Până la urmă, tot muzica ne-a unit, tot muzica ne-a făcut să fim împreună. Eram în căutare de o interpretă, de un solist în formația pe care o pregăteam. Deci asta a fost momentul în care am sunat pe cea mai bună cântăreață. Și până la urmă suntem și împreună, suntem o familie, să cei și cei ce nu se întâmplă. Și fericită. Corect. Cei și nu se întâmplă, să vă spun eu așa, întâmplător. Tot ce se întâmplă, se întâmplă cu anumit sens. Chiar dacă sunt mai tot timpul în studio și invitați pe la petreceri private, tinerii găsesc timp și pentru copilașii pe care îi iau acasă, și anume fetița Regina și băiatul Alex. Întrebați dacă și-ar dori ca odraslele lor să le urmeze pașii în domeniul muzicii și să devină interpreți, părinții au avut un răspuns interesant. Cred că orice părinte ar vrea ca copiii să devină ceva mai bun decât sunt părinți. Până la urmă, cred eu că își aleagă ei calea cea mai corectă, clar nu prin ajutorul nostru. Dacă o să hotărască să fie, o să-i pasioneze muzica. Ceea ce deja se vede că da, la ambii simt ritmul și cântă, nu poți să spui că nu. Îi place, dar da, fiecare an aduce careva schimbări, copiii cresc, dacă și o să aibă alte pasiuni, noi oricum o să clar, dar lucru. Chiar și Alex la tobie simte ritmul și Regina, deseori când vine cineva la noi în ospiție și tăticul acompaniază-mă măcar cât de cât ca să cânt și eu ceva. Asta îi place la ambii, îmi place la ambii, dar până la urmă nu este un scop anume sau să le facem careva interdicții în alte direcții. Până la urmă, asta așteptăm la dânsul, să fii mai bun ca noi, în orice lucru care lucrăm în domeniu. Sunt 4 la număr și se consideră o familie împlinită și fericită. Nu mă socot nesocoate, o familie fericită, împlinită. 2 copilași, fetiță și băiat, chiar ajungem, mulțumim Domnului, nu? Parte dreaptă. Știți, în vremurile de astăzi sunt foarte multe necesități și dacă vrei să ai o familie, trebuie să, părerea mea de fapt, e să fiecare să-și crească atâți copii cât poate, da? E vorba de la naștere până la pusul lor sau ajutatul lor în stabilirea lor în viață. De fapt, mi-aș dori mulți copii, dar știu, sunt sigur că nu o să reușim să ne facem acele planuri pe care le dorim pe viitor, care sunt legate și de alte direcții, luând în considerație plus. Domnul mi-a dat și o fată și un băiat, cred că ne limităm pe aici. Dar dacă o să apară vreo oportunitate, neapărat ne vom gândi. Uite așa jocul să începi, bufă căși mândri feti măi mari. Uite așa jocul să începi, bufă căși mândri feti măi mari. Îndrăgostiți de muzică, îndeoseb de cea populară, tinerii afirmă că au simțit că de mici copii că vor să devină interpreți și că de fapt acest talent nu știe nici de la părinți și de la bunei.
De unde se trag originele astea și pasiunea asta de muzică? Aveți părinți, poate, sau pur și simplu ați simțit așa din suflet că vreți să deveniți interpreți? Bunii mei nu mai sunt în viață, dar ei cântau la nunți și bunica și bunelul. Erau bunei tineri pentru că s-au căsătorit la o vârstă de 15 ani și deja primii copii, 5 copii au avut și au și reușit să cânte și la nunți și cred că rădăcinile mele muzicale se trag de la bunei. Despre mine, pasiunea muzicală am văzut-o la tata. Nu a avut el posibilitatea să-și facă careva studii sau să-și dezvolte această pasiune. Printr-o întâmplare, de fapt, cumva, să-i spun așa, forțată, nu forțată, dar da, hai, forțată în alt sensul frumos a cuvântului. Și-a făcut bine ce-a făcut? Și-a făcut foarte bine. Îmi plăcea muzica, tot era frumos, dar am decis să mă duc la școala de sport. Da, pentru că toți prietenii mei participau la sport, la lupte libere și așa. Și vă dați seama că peste un an, tatăl văzând că muzica este mai aproape de sufletul meu, a vorbit cu trenerul, cu antrenorul și a zis că mai spune că pentru tine sportul nu e bun, faci rău și așa mai departe. Antrenorul așa și mi-a spus. Având chestia asta la mână, tata m-a luat de mânuță și m-a dus la școala de muzică. Și până la urmă dau seama că bine a făcut. Și iar verde busuioc, domnișoară treci la loc mai mare. Cavalerul la mijloc, teriderai, teriderai, și alege partea în joc, teriderai. În domeniul profesional, Sandu și Liliana ne bucură de fiecare dată când au posibilitatea cu noi creații, cele mai recente fiind videoclipurile la piesa Mă iubește soacră mea și Băsmăluța. O realizare proaspătă, este vorba de un cântecel de toți cunoscut, Băsmăluța. Este un cântec popular, foarte întrebat la orice sărbătoare, la orice eveniment care le au moldovenii și nu doar, și românii toți, națiunea noastră. I-am dat o altă haină cântecului, un aranjament nou. Cred că ar fi bine să-i menționez și pe băieții cu care am colaborat la realizarea acestui cântecel. Aranjamentul acestui cântecel este făcut de către Vecislav Ștefăneț și el cântă și respectiv la vioară acolo. Este vorba de Ion Condrea, care este implicat cu acordeonul și cu înregistrările și cu mixarea piesei și a înregistrărilor. Niște băieți care cred că sunt motorul la... Fac parte din motorul acesta complex de băieți tineri și viguroși în ce ține de muzică autohtonă reală. Să zic verde și o lună, am o soacră tare bună, soacră bună am nimerit, așa cum eu mi-am dorit, mă. Da, sunt de acord cu cei ce, cu versurile, cu textul din... Cântec mă reprezintă, mă împac foarte bine cu soacra mea și le doresc la toate nurorele să aibă așa soacră, precum am soacră, precum este soacra mea, de ce nu? Mă împac bine, foarte. Dacă să vorbim despre soacra, piesa Să mă iubești soacra mea este tot realizată cu Ionel Condrea, a făcut orchestrația. Toți băieții ce am muncit. Bravo, un prieten foarte apropiat. Este înregistrat și la el în studio. Are un simț deosebit față de cum se aranjează o piesă populară. Cu băieții la vioară Eugen Josan, cu Virgiliu Catăreu la saxofon, Țambal, este Vadim Barancea. Până la urmă, să vă spun drept, nu prea se dau pentru
pentru toți ascultătorii, este cumva mister lucru cine lucrează la aceste piese, cine le face, cu cine, cu ajutorul cărora. Îi văd de obicei interpreții apar în fața televizorului sau în altă parte, toată lumea cunoaște interpreții, dar este bine ca lumea să știe că este o armată întreagă de băieți foarte buni, pe care lumea trebuie să-i cunoască. Deci este numele... Este un moment care lumea trebuie să-i cunoască în permanență. Artiștii spun că ne pregătesc multe surprize care să ne încânte atât privirile cât și auzul. Nouă nu ne rămâne decât să avem răbdare și să le admirăm creațiile atunci când vor apărea. Mai avem careva piese care așteaptă din zi în zi să iasă din studio, să spun așa. A rămas câteva momente de realizat la ele. Tot în stil popular. Să-i dau numele, o să fie o surpriză cred pe toată lumea, care o să ne asculte. După aia urmează ceva din muzica ușoară. Așa o vedem noi, încet, încet, facem lucrurile încet, dar bune, cred eu. O să vedem și reacția la ascultătorii noștri. Acum tot ce își dorește Sandu și Liliana este să bucure în continuare neamul românesc cu melodiile populare și să readucă în sufletele noastre muzica care ne este aproape. Echipa Busuioc TV le urează mult succes și noi realizări în lumea muzicii. Hai mândruță, nu mai sta, teriderai, teriderai, să jucăm băspaluța, teriderihidra. Hai mândruță, nu mai sta, teriderai, teriderai, să jucăm băspaluța, teriderihidra.